Deci arminianul a spus, spune, mă, noi nu putem să fim de acord cu calviniștii că Dumnezeu dă har numai unora. Nu! Dumnezeu dă har tuturor oamenilor. Prima întrebare, îl dă harul ăsta cu voia lor sau fără voia lor? Înseamnă că este har irezistibil. Deci dacă Dumnezeu își ia el dreptul acesta să intervină în viață, Dumnezeu mă întreabă, vrei să fii mântuit? Nu vreau. Eu te iluminez oricum, că ăsta e harul prealabil care trebuie să-l dau la tot. Nu vreau să mă iluminez. Nu contează, eu tot o să te iluminez. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta, numai atunci înseamnă că Dumnezeu și în arminianism încalcă voința omului. Și sunt arminieni care recunosc, deschis lucrul ăsta. Da, Dumnezeu în suveranitatea lui dă har prealabil tuturor. Ok, ăsta este un fel de har irezistibil. Harul prealabil care este dat fără ca Dumnezeu să-i întrebe pe oameni dacă vor harul ăsta. Nu, uite, eu stau la distanță, nu mă apropii prea tare de tine să te luminez și te întreb, vrei să te luminezi? Vrei să te abilitezi și să te pun într-o poziție ca tu să poți respinge sau alege mântuirea? Da? Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu pur și simplu dă harul, îl omul să trezește luminat, abilitat, fără ca Dumnezeu să-i fi cerut voie să facă lucrul ăsta. Cum și-a permis Dumnezeu să facă lucrul acesta, da?